Contractul de livrare a gazului către Republica Moldova, care a expirat la miezul nopții, a fost prelungit cu 30 de zile, iar țara noastră va beneficia în continuare de aceleași condiții ca și în luna septembrie. Asigurările vin din partea ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu. Potrivit lui, discuțiile dintre Moldova Gaz și Gazprom în privința stabilirii unui preț pentru gazele naturale și încheierea unui nou contract sau prelungirea celui actual vor continua. Andrei Spânu a explicat că pe piață este o situație anormală. Cu toate acestea, până momentul în care vor fi finalizate negocierile, prețul la facturile pentru gaz, atât pentru persoanele fizice cât și cele juridice, va rămâne neschimbat. Indiferent de această situație, de această prelungire pe care o avem la moment, prețul în facturi nu se va schimba nici pentru gospodării, nici pentru persoanele juridice. Garantăm că vom ține prețurile sub control. Până când găsim soluția optimă de compensare pentru cetățeni, vom lua toate măsurile care pot fi luate pentru nu a opera nici o scumpire în facturi. Spânu a precizat că în luna octombrie Moldova va achita pentru gazele naturale importate din Federația Rusă circa 800 de dolari pentru 1000 de metri cubi, de aproape 6 ori mai scump decât în luna ianuarie, când plătea un preț de 127 de dolari. Ministrul a precizat că discuțiile cu concernul rus vor continua și pe parcursul lunii octombrie, iar săptămâna viitoare urmează să discute cu șeful Gazprom, Alexei Miller, la Sankt Petersburg despre noul contract de livrare a gazelor. Până acum a avut loc două discuții telefonice cu conducerea companiei ruse, a mai precizat Spânu. Cu referință la asigurarea Republicii Moldova cu gaze naturale din surse de alternativă, Andrei Spânu a spus că chiar dacă țara noastră va putea importa gaz din România prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, prețul acestuia nu va fi mai mic decât cel plătit pentru gazul din Rusia.